Gume proaste cu 5gen, guapă în gură. Grume proaste cu 5. Nu, chiar sunt proaste rău să mor dacă vă mi. De obicei video-urile astea cu bad jokes sunt grume relativ bune. Noi noastre sunt pământ de flori. Yo, salut, eu sunt Jake, stai aici cu 5gen, cu Exploit, cu Dia, care din păcate n-avem 3 camere. Avem doar camera aia și camera asta. Deci fața lor nu o să o vedeți video-ul ăsta atât de clar. Ne pare rău, asta e. Cum am mai zis, Pain bornav la Arad. Dia, cred că face focus pe tine în momentul ăsta și nu pe mine. Astăzi facem un episod cu grume proaste, cu apă în gură. Data trecută am făcut cu Gami. Și magnică, ce mai bine facem asta în mai mulți oameni, pentru că o să fim mai uzi, nu știu. Da, asta a fost raționamentul din spatele acestui mai mulți oameni. Fiecare puterea crește fiecare și nu sporește, adevărat. Fiecare dintre ei și-au scris grume. Sper. Și ca să fie și mai fun, facem pe echipe. Deci asta e echipa Gami, tipo Gami, o să-i batem. Normal. Și echipa Exploit cu Dia. Faza e că gen, chiar și dacă pierzi, cumva câștigi, pentru că stai să vă explic de ce. Dacă câștigi, ai dume bune, ceea ce n-ai, e bine că n-ai, ai dume bune. Dar dacă pierzi, cealaltă tabără e cea mai rudă, înțelegi? Că noi scripăm apa pe ei și râdem, deci noi ieșim bine, eu ce-ar fi, înțelegi? Water Prophet. Bun, cine vrea să înceapă? Echipa Shelly și Gami. Mm-hmm. Cum se numește o înțelegere între doi crocodili? Mm. Un crocodil. Gami, nu mai scripa cu atâta entuziasm, că e camera ta acolo, adică mai ușor. Avem două camere, asta e a mea și aia lui Gami, a plasat-o strategic acolo sus, Gami direct în... Ok. Ce medicament nu poate să ia Pain? Painkillers. Păi am vrut eu. Nu? A fost bună. Păi practic i-ai dat un punct, știi, nu? Că ai schimbat apa. Boule. Jumate, că n-a ajuns pe ea. Taci, că ai dat un punct. Ai scripat. Sunt generos astăzi, frate. Doi deputați se întâlnesc pe holul parlamentului. Ce faci, bă? Nici tu n-ai somn. Era odată două buci. Vine una și zice celelalte. Mă, Buco, dacă stăm de atât timp împreună, de ce nu ne căsătorim? La care cealaltă bucă. Mă, știi că m-aș căsători cu tine, dar știi că ne despărțim din orice. Eu mă bucur, n-am fost foarte afectat de această glumă. Nici eu. Mm. Un trapper intră într-un magazin. Dați-mi un Kent Top Skirt! Nu pot să cred. One hour later. Cum se numesc pirații transexuali? Transpirați. Ce e roșu și nu e bun pentru dinți? O caramidă. Ce intenționat a fost asta? Nu! Ce flori îi dai iubitei tale dacă are Alzheimer? Floare de nu mă uita. Mersi, Dia, ești de treabă, hai să... Da. Mersi, Dia, continuăm distracția acestei serii. Gluma. Bună asta. Ești bun! Deșteaptă, deșteaptă gluma. Continuți cu Dia. Dacă Dia așa face o casă de pariuri, cum credeți că s-ar numi? Diabet. În timp se duce să returneze papagal la pet shop. Vă rog să-mi dați un mascul. Păi cum v-ați dat seama că e femelă? În loc să repede ce spun eu, mă contrazice. Și înghite Gami, zici că e de sete. Doamne, ce scârbou! Da! Hai să-mi debatem. Lasă. Domnule doctor, pot face baie dacă am diaree? Desigur, dacă aveți destulă. Un arab dă buzna într-o sală de conferințe. N-am un rând. Un arab intră într-o conferință. N-am un rând. Continuând cu gluma. Un arab dă buzna într-o sală de conferințe. Ce cauți dumneata aici? Îl întreabă președintele. Vreau să fac un anunț important, răspunse el. E chiar atât de important ca să merită să ne derajeze timpul ședinței? E foarte important, spuse arabul. E chiar bombă.
La cât de greu ai citit-o, gen, mi s-a dus așa tot entuziasmul pe parcursul, am gen, da, bom, mă știi. Eu am vrut să scuip, că hey, m-a a început distracția, frate. Îmi place partea asta. Partea mea preferată din clip. Da, eu am doar 3. Eu nu mai am glumă. Nu mai am nicio glumă, te sună iarăși cineva. În ce loc nu o să meargă Shelly vreodată? Madagascar. Asta a fost așa răspunare. De cât de proastă a fost gluma, gen. Da, a fost bună. Dar Ricardo cum? Glumele cu Magda în 2000, asta e cam și-o repetă, da. Costică! Nu am memorie de asta. Dar îți vine să te bați și tu. Nu, nu poți să mă bagă așa ceva. După, nu. Filmăm un clip, că se-a tweetat. Filmăm un clip. Au. Sloganul unui restaurant canibal. Primul venit, primul servit. Ce față are de maimuță, tu vezi? Doi bețivi se întorc acasă și unul spune: bă, am uitat să mă p***. Și celălalt spune: lasă că te învăț eu. Sub asediu. Uite cum. Sub asediu. Turci, bă! Un hipopotam întreabă girafă: la ce se folosește să ai un gât așa de lung? Girafa răspunde: știi ce plăcere imensă simți când apa ți-o alunecă spre stomac minute în șir? Chiar și dacă vomiți. Am avut cele mai proaste glume episodul. Bă, dar mă așteptam să vin așa un plot twist, dar funny. Ia, mică, n-ai înțeles regulile, dacă nu râzi, nu stropești. Ce p***a mea n-ai înțeles? Acum urmează distracția noastră, frate. Bun. Păi, dar dă-mi apă. Păi, dă-mi apă. Mai aveți apă? Da, uite, mai avem apă. Cum îi spui unui o care nu are voie să se plimbe? O static. De ce are rinocerul corn? Nu vreau să știu. Pentru că n-a găsit chifră. Nu știu din clasa 3-a. Tu nu știai din clasa 3-a? Nu? Ca întotdeauna, o să mă duc să mă schimb și așa, pentru că e foarte frig aici. Așa că vă mulțumim că v-ați uitat, nu uitați dați un like. Noi am fost Five Gang și ca întotdeauna, dacă v-ați zis acest... Bă! Bă! Da, doar aceea ce skip asta. Au! Vă aș vrea să dați un butonul de like, să dați-o și pe vârtea noastră foarte mult. Dacă încă n-ați să vă abonați, noi ne-am dus. Pa!